Hei să față, sunt să nu și bine vă la un episod din seria asta de tableta de la Wish, de pe Wish. Am văzut că v-a plăcut foarte mult celălalt episod de, despre această tabletă. Și o să continuăm cu că o să facem alte experimente dacă această tabletă poate lua diferite jocuri. Sau hai să începem, am făcut și aici un folder cu jocuri. Azi vedem dacă lează GTA 3 pentru că asta, asta este și premiza clipului. Cum ar fi să lulezi mai bine decât să abuzi să-l Hai să vedem care e faza cu tableta, deci vedem că zocul se încarcă foarte frumos, deci, n-a deja suntem chiar în meniu Și pot să vă recunosc că eu am jucat înainte, deci, da, eu știu ce o să întâmple, că am încercat să filmez, dar mi-a dat crezi tableta Că n-a fi când filmez să se întâmple ceva de nu? Și s-a blocat total, hai să vedem ce se întâmplă acum nu știu cum o zoc cu o mână, însă, na. Și puteți vedea că zocul rulează fără nicio problemă. Deci chiar rulează, deci nu m aștept, chiar nu m-am așteptat. Deci, Subway Self care este un zoc mai nou, cu grafică mai colorată, nu rulează, dar ăsta rulează. Zocul ăsta rulează, care este, care grafică mult mai bă decât Subway Surfax. Și puteți vedea că zocul rulează fără niciun pic de problemă. Ha, nu știu cu ce setări rulează, însă contează că e zucabil asta e și e clar în de măricești și face o trasă de mult bună tableta deci poate dolari la GTA 3 o să poate o să faci și cu GTA va ieși și cu tot felul de jocuri, cam scar și, și poate descărca și tot de multe chestii pe ea și puteți vedea că zocul nu are nicio problemă poți să alerg poți să sar, poți să dau cu pumnul uh, deci n-am efectiv n nicio problemă, zocul se mișcă foarte bine pentru tableta asta. Nu mă aștept, chiar nu mă așteptam, mă așteptam să nu meargă să nu meargă zocul. Să puteți vedea că tableta poate rula. Um. și asta v-am să vă prezint în acest episod, că această tabletă poate rula GTA 3 și eu m-am minunat, practic, pentru că tableta asta ați văzut și voi abia la magazin Play și sau abia rula să și Surfers, care este un joc colorat, care n are o grafică foarte wow. Dar poate luați zocul ăsta care, o, care harta e mult mai mare decât să-l fost puteți vedea harta. E un joc GTA, deci tu vedeți ceva. Contează și și optimizarea jocului, deci rog să faci zocuri jocuri bune optimizate și niște jocuri foarte populare și smechere. Deci, na. N-am ce zic, să zic tablete, tableta poate lua foarte frumos jocul, fără niciun pic de problemă. Mă așteptam să dea crești sau să nu se încarce, însă m-am minunat totuși pentru că tableta poate să ruleze. Pe, pe, telefon, pe filmare, s-ar putea să vadă că să miscă mai bine jocul decât în realitate, însă nu să nu, nu-i mare diferență, însă jocul se mișcă în rest foarte bine. Deci, e destul de jucabil, cred că poți termina GTA 3 pe tableta asta, dacă știți ce să joci și chestii. E jucabil, atâta pot să spun, nu pot zic chestii, a niște impresionante sau, sau grafică. Pentru gameri pretențioși, sigur nu vă recomand tableta asta, însă mare frame drop sau să mai blochează, dar foarte rar. Ia să abia să-l dădea crește și să bloca în, fie, în, fiecare dată. Jocul ăsta niciodată nu mi s-a blocat. Nu mi s-a blocat niciodată. Se pare că trag ăștia. Însă ce nu mi-a plăcut la GTA 3 pe tabletă, pentru că nu-mi place că să văd butonul de back în aici și butonul de înapoi și butonul acesta când am rulat jocul și cu mai multe programe în background care rulau jocul, mi, mi, se mișca mai greu. asta e normal pentru că tableta nu poate rula foarte multe programe în același timp. Deci nu cred că are foarte mult uh, browsing sau chestii. Însă Google-ul merge, n-a avut probleme cu browser, deci chiar poți căuta site-ul și să le citești chiar. Însă, dacă pe YouTube, să zicem, să mișcă foarte prost youtube -ul. Hai să chidem GTA 3 și o să vă prezint. Hai să vedem cum rulează... YouTube o să vadă și vouă. Nu poți zic că să mi că tableta de dar să consum foarte de bateria, deci poți să dai să faci de câteva ori așa și deja să consum imediat, mă rog. Hai să continuăm, deci hai să căutăm youtube și și cu avantaja tableta asta am a de foarte un spațiu, de deci pot descărca am orice pe ea. Telefonul meu nu are atâta spațiu. Aș pune cadrul CD pe telefonul meu și încerc adică, să îl păstrez pe tableta asta, însă... Asta a fost alegerea mea. Nici nu cred că am YouTube-ul măcar. Dar, na, hai să vedem galeria ce am salvat în galerie. Deci vă că avem iconice. Asta e de la Minecraft. Și văzut că eu n-am descărcat Minecraft-ul asta. Asta a venit aleta cu versiunii vechi. asta e vloguri vechi. What the fuck? Ce față aveam, frate. Nu le șterg, că-s prea cringe. Si sunt chestii, chestii random, care n-au nicio legătură, si deci, Am tot ce e posibil pe taleta asta, ca să nu fie vilosată sau ceva. Am și rarul aici, pot vedea toate fordurile care are tableta asta. Hai și ceva cum o Când eram mic nu știam să descarc jocuri cu OBB, așa că folosea aplicații chinezești care chiar mergeau, jocurile să descărca, tu să ai puncte, să descărcau automat, dar aveam foarte mari probleme cu spațiu, plus că aveam foarte mari probleme cu programele, uh, programe. Deci când aveam o bogeni, mă stăteam de pe și apărea să reclam, pe ecran, fără să fac nimic. Și mai ne va foarte tare chestia asta, de cea, chiar îți umpli taleta cu reclame. Asta este folderul care l-am dat datele la GT3 și APK-ul. Cam asta a fost și pisolul V-am pupat.